Mergem din nou acum la Matei Balș, acolo este reporterul nostru Gabriela Mihai. Bună, Gabriela, ce se mai întâmplă? Bun găsit, o să stăm din nou de vorbă cu o altă persoană care a fost vaccinată din rândul cadrelor medicale. De data aceasta este vorba despre doctorul Adrian Marinescu, cel care s-a și ocupat foarte mult în această perioadă de gestionare a cazurilor de COVID-19. Așadar, în aceste momente lângă noi este domnul doctor Adrian Marinescu. Vă rog să ne spuneți cum a fost acel moment în care v-ați vaccinat și dacă a fost o decizie greu de luat. Bună dimineața! Nu a fost o decizie greu de luat. Așteptam, de când a început pandemia, să existe un vaccin. Pentru mine e o normalitate. Cred că tot ce a însemnat parte de vaccin să fie util, antigripal, meningococ, etc., am făcut. Ceea ce facem astăzi este, până la urmă, o normalitate și, într-adevăr, e un moment, un mesaj care ar putea să fie transmis pentru populație că vrem, într-un interval de timp, să ajungem la viața normală dinainte. Nu va fi peste noapte, dar se va întâmpla. Așa că am privit cu entuziasm înainte, iar acum sunt foarte liniștit. Care a fost sentimentul în momentul în care v-a fost administrat vaccinul împotriva COVID-19 la 10 luni de când în țara noastră a fost depistat pozitiv primul român cu COVID-19? Dacă vorbim de manevra în sine, doamna asistentă a avut o mână de aur, nici nu am simțit. Dacă vorbim de mesaj, categoric e important, este un mesaj, asta vă spuneam mai devreme, că intrăm într-o normalitate și că lucrurile chiar se mișcă. Ne-am dorit, am auzit de 2-3 luni că vom avea acest vaccin. Uite că l-avem, uite că se întâmplă peste tot în Uniunea Europeană, în așa fel încât doar răbdare ne trebuie, că lucrurile se vor întâmpla. Sunt foarte multe persoane încă reticente când vine vorba despre vaccinul împotriva COVID-19, pentru că nu se cunosc reacțiile adverse pe termen lung. Dumneavoastră, ce sfaturi aveți pentru aceste persoane și care credeți că ar putea fi eventualele reacția? Este normal să avem întrebări și eu cred că rolul nostru al medicilor este de a transmite mesaje care să fie transparente și mai ales care să bazeze pe dovezi științifice. Cel puțin până în momentul de față nu avem vreun argument să ne fie teamă că există reacție adversă la distanță. Sigur că lucrurile vor fi de monitorizat, de urmărit, dar din ceea ce avem acum, vorbim de un vaccin cât se poate de sigur în situația dată, cu reacții adverse foarte rare și care sunt de moment. Așa că nu mi-aș face probleme deocamdată. Am văzut că există și o procedură. Înainte ca toate persoanele să fie vaccinate, sunt întrebate și despre posibile afecțiuni. Care sunt contraindicațiile în aceste momente? Contraindicația clară este legată de un istoric de alergii severe. Dar vorbim de șoc anafilactic și ele să fie documentate. Pentru orice vaccin există aceleași contraindicații de moment sau formale atunci când vorbim de o simptomatologie acută. Știm bine că atunci când avem o infecție acută, vom amâna momentul vaccinării. Dar sunt lucruri normale și, practic, acest consimțământ se semnează de fiecare dată când ne vaccinăm. Nu e nimic diferit la acest vaccin împotriva SARS-CoV-2. Conform procedurii, trebuie să rămâneți după ce vă este administrat vaccinul și sub supraveghere medicală, ceea ce probabil s-a întâmplat și în cazul dumneavoastră? E vorba de un interval scurt, de 15 minute. Dacă e să apară o reacție alergică foarte puțin probabilă, se întâmplă în aceste 15 minute. Sigur că suntem pregătiți și acest aspect este peste tot în lume. 15 minute din momentul vaccinării este perioada de urmărire. Se urmăresc parametrii, se urmărește o anumită reacție care poate să apară. Ce pot să vă spun este că la toți cei care s-au vaccinat astăzi n-a existat nici cea mai mică reacție, nici măcar durere la locul de injectare. Așadar, a început vaccinarea în rândul cadrelor medicale. Știm că undeva în luna aprilie ar putea începe și vaccinarea pentru imunizarea în masă. În acele momente suntem pregătiți, cel puțin din punct de vedere logistic? Cu siguranță că suntem pregătiți, dar până atunci vor fi și alte etape. Vom încheia vaccinarea persoanelor medicale, sperăm să o facem cât mai repede, vor fi persoanele vulnerabile, cei care fac parte din componenta strategică și va urma, pe urmă, și imunizarea populației la nivel de masă. Lucrurile sper să întâmple cât se poate de bine. Nu e o componentă care ține doar de România, vorbim de Uniunea Europeană și este un mesaj foarte clar pe care toți europenii le-au dat. Totul s-a întâmplat la timpul prestabilit, s-a întâmplat în același timp și cred că e un lucru de bun augur. În momentul în care va începe vaccinarea în masă,
câte cadre medicale sunt pregătite astfel încât să fie vaccinați cât mai mulți români pentru a se putea face imunizarea cât mai rapid? În mod clar lucrurile vor fi organizate. Nu-mi fac probleme că nu se vor putea vaccina oamenii în timpul util. Mi-aș pune un semn de întrebare sau aș avea o problemă legată de cei care au încă reticiență în raport cu vaccinul și să sperăm că în viitorul apropiat acești oameni vor realiza cât de important este vaccinul pentru etapa actuală, vor vedea din experiență proprie la cei care s-au vaccinat deja în Marea Britanie, în Statele Unite, în Europa și vor realiza că lucrurile se desfășoară cu o siguranță cât se poate de mare și că nu se întâmplă absolut nimic. Și atunci sper că vor intra în rândul celor care se vaccinează. Și referitor la cei care vor fi reticenți, dumneavoastră ce sfaturi aveți pentru ei? Cum ați reușit să convingeți o persoană că este necesar acest vaccin împotriva COVID-19 pentru că până la urmă este singura soluție pentru a nu mai fi epidemie? Bun. E vorba de mesaje care să plece de la date științifice. Nu există o altă variantă. Să fie mesaje transparente, mesaje clare și transmise din partea medicilor. Dacă va fi același mesaj și lucrurile vor fi clare, eu sper că rândurile celor care în momentul de față au semne de întrebare, n-aș spune că nu vor să vaccineze, să se reducă cât se poate de mult. De ce cât se poate de mult? Pentru că ne dorim o imunizare care să însemne 70-80%. Pentru că avem efectul scontat al vaccinului. Referitor la mesajele care vin din partea medicilor, din partea specialiștilor, am văzut că sunt și medici care au reticență și nu recomandă totuși vaccinarea împotriva COVID-19. Ce le-ați spune acestora, colegilor dumneavoastră? Sigur, fiecare are propria părere și până poate să o expună în mod liber. Eu cred că trebuie să plecăm de la dovezi și să plecăm de la dovezile care în momentul de față nu vorbesc în niciun caz de reacții adverse notabile. Și putem vedea în toată experiența acestei vaccinuri. Gândiți-vă că peste 1 milion de oameni deja s-au vaccinat și nu au fost reacții adverse notabile. Și dovezile științifice ne spun că nu vor fi probleme. De aici aș pleca. Sigur că în rest putem să discutăm și totul se va face cu argumente științifice de fiecare dată. De când a început epidemia la dumneavoastră, știm că a venit și primul pacient testat pozitiv pentru COVID-19, însă au fost probabil mii de pacienți care au stat internați la terapie intensivă. A fost vreun moment în care, nu știu, ați simțit că cedați presiunii, că este foarte greu totul de gestionat. Eu am mai spus acest lucru. În momentul în care faci medicina, te aștepți că vor fi momente grele și momente foarte grele. Epidemii de gripă, de meningită am avut. Sigur, n-am trecut printr-o pandemie. Nu spun că a fost o perioadă ușoară, pentru că nu a fost. Presiunea a fost constantă, mai ales în ultimile luni. Dar eu cred că ne-am descurcat și am încercat să facem ceea ce știm mai bine. Adică să practicăm medicina sau, dacă vorbim de personalul medical, să facă ceea ce au de făcut la nivel de act medical. Nu ne-am pus problema în acest fel, dar adevărat că a fost o perioadă grea și chiar prin vaccinare sperăm să ajungem în punctul în care această presiune să scadă. În primul rând pentru că asta o să însemne că vor muri mai puțini oameni, că vor fi mai puțini oameni cu forme severe și cu sechele. Până la urmă, rolul vaccinului acesta este să nu ne îmbolnăvească, să nu avem forme severe, să nu avem mortalitate mare. Chiar dacă vaccinul a ajuns în țara noastră, a început vaccinarea împotriva COVID-19, totuși autoritățile și chiar și dumneavoastră, medicii, ne recomandați să păstrăm în continuare acele restricții. De ce este important acest lucru? Pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, vaccinul previne îmbolnăvirea, adică formele severe. Aici vorbim despre infectare și deocamdată avem nevoie de aceleași măsuri de prevenție, cele pe care le știm, le auzim de atâta ori în fiecare zi, încât cred că avem suficientă experiență. Ele vor continua aceste măsuri. Ce vom obține prin vaccinare și sperăm într-un interval destul de scurt de timp, adică prin vară, este să nu mai avem presiune la nivelul sectorului medical, să nu mai existe pacienți mulți cu forme severe și de aici să se reducă mortalitatea. De fapt, acesta este obiectivul principal al vaccinării.
Mulțumesc tare mult. Așadar, l-am avut alături de noi pe doctorul Adrian Marinescu, cel care s-a și vaccinat împotriva COVID-19, aici astăzi la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș. Sunt 145 de cadre medicale care vor fi vaccinate în decursul zilei și aproximativ 600 de cadre medicale care își vor face vaccinul și în următoarea perioadă. S-a început campania de vaccinare la nivelul celor 10 spitale de boli infecțioase din țară, iar mâine urmează să ajungă o nouă tranșă cu doze de vaccin împotriva COVID-19 în țara noastră.